Salutare nocivanilor și hudinașilor. Salutare hudinașilor și nocivanilor. Suntem aici cu vecinul nemernic, singuri acasă. Încercăm să îi facem niște farse, să ne distrăm puțin el cu vecinul. Să vedem dacă reușim aici să facem ce a făcut în... Dă-i ready, toată lumea doar ready, numai tu. Stai că acum dau, am dat și eu ready, ăla-i. Deci să vedem dacă reușim să scăpăm de vecinul sau poate suntem chiar noi vecinul. Jucăm din nou singur acasă cu vecinul nebun. Deci suntem singuri acasă la vecinul și așteptăm în orice clipă să apară și să se supere pe noi, pentru că o să facem dezastru și vrem să-i deschidem ușa de la pivniță să vedem ce ascunde acolo. Sunt copchil. Și eu sunt copchil. No, unde ești? Tot așa pe ușa din dreapta mergem, la fel ca înainte. Bun, haide. Și noi trebuie să căutăm chei și chestii ca pe Granny, dacă ne-ați văzut. Exact. Avem nevoie de cheițe. Hai să vedem. Vecine, vezi că suntem aici la tine acasă. No. Ne trebuie chei ca să deschidem ușa aia de la intrare, uite ușa. Da. N-am găsit niciuna încă. Unde ești? Iar idere, că ăsta, bă, nu-l mai suport, bă. Mamă, eu nu cu un skin din ăla dubios, bă. Îl vezi pe ăsta? Da-l văd. Hai că iar vine direct după noi. Și bine, mai putem să mai luăm niște chestii, dar nu știu cum le folosim alea. Mai sunt niște rotițe. Bă, eu caut prin dulapuri. Da, și eu am deschis acum un dulap. Ai trecut pe lângă unul? Bă, păi las că le caut tu pe ele. Au luat un cadou. Bă, mi-a aruncat lanterna din greșeală. Nice, și eu mi-a aruncat lanterna din greșeală de obicei. Bun. Hai pe aici. Sus. Uite, pe aici nu a căutat nimeni. Da. Ăla-i lipiciu, vezi borcanul ăla de lipici? Da, dar nu știu cum. Îl arunci pur și simplu jos și se sparge. Se face o pată de lipici. Gata, frate. Și dacă treci pe acolo aici. Da, ia uite, dacă treci pe acolo abia te miști. Oh my. E bună God. Capcana pentru vecin. Da. Unde te-ai dus? Okay. Sunt la etaj, cu Derek, cu toți. Bun. Frații. Hai în partea asta altă. Hai în partea asta altă să urcăm pe aici. Cineva a deschis un lacăt. Când se aude așa, deschide un lacăt. Ok. Și eu pe scările astea. Da, și eu sunt pe scări. Și am ajuns sus, la grădină. Bun, și eu sunt aici. Mamă, că suntem toți aici, toată trupa. Sigur unui vecinu. Dacă eu am ieșit pe aici. Am găsit o ușiță și am ieșit pe acolo. Uite, și eu sunt aici, sunt lângă tine. O să mănânc asta și o să iau lipiciu. Am luat un lipici. Da, am mâncat eu un baton. Am găsit o oală, bă. Și ce faci cu oala? Mi-o pun în cap. Mi-am pus oala în cap. Și ești mai rezistent sau ce? Da. Rezist dacă mi-aruncă în mine vecinul, știi? Să nu mor. Păi toți au oală în cap, numai eu. Uite-te pe jos. Poate găsești o oală. Bă... Eu am găsit-o acum jos. Toți au oală. Mai deschis un lacăt. Forță. Unde ești? Eu sunt aici, lângă tine. Bun, hai să mai mergem, să mai căutăm. Ia și tu bucata aia de lipici. Da, dă naiba de lipici. Da, bine, hai să căutăm atunci o oală și pentru tine. Și eu o cheie să găsesc. Am găsit o cheie. Ai găsit o cheie, iau. Ce culoare-i? Galbenă. Nu stai să căutăm peste tot aici și pe aia mergem să o ducem? Pentru că eu sunt în librărie, nu știu ce să zic, unde am ajuns. Ai sărit pe acolo pe jos? L-o prins pe unul, vezi? Da, sau ori o căzut, ori l-o prins. Una din două, că e posibil să cadă de la etaj. Băi, la librărie asta, cum ajung din librărie? Pe acolo trebuie să fie o ușă. Dacă nu poți să ieși afară. Am ajuns. Ai ajuns? Bun. Ajung pe Derek. Deci nu Derek îi. Nu Derek îi? Nu, deschid una. Bun. Am deschis. Acum am auzit. Bine. Forță, eu sunt încă la etaj. Încă caut la etaj. Asta sala de forță. Bun, deci ne mai trebuie. Vrei să zic ce dele ne mai trebuie? Da, câte ne mai trebuie și ce culori. Ne mai trebuie una, două galbene. Două galbene? Forță. Bă, până acum n-am găsit niciuna, mă. Eu am găsit una, ești fericit. Ești fericitul câștigător al unei cheițe. Uite, sunt lângă tine. Da, uite, te văd acum. Iar o picamă unu, mă. Așa se prea pare. Deci Derek n-are cum să fie dacă l-am văzut pe jos, nu? Nu știu. Adică era lat. De fapt, nu, că dacă îl pui pe jos, cred că se transformă direct în vecin. Parcă. Am găsit o banană. Nu sunt foarte sigur. Te ajută la ceva banana? Nu știu, poate poți să-i pui la vecin să alunece pe ea. Nu știu exact. Să vedem și aici, nu-i nimic aici, bă. Bă, dar două chei ne mai trebuie. Nu știu pe unde să mai căutăm. Hai să mai mergem și pe jos. Hai să sărim pe aici. Dar stai că eu mă o să iau banana aia dacă mai găsesc. Te-ai uitat pe aici prin biblioteca asta? Cred că e verificată. În bibliotecă nu, n-am apucat. Că mă bun, hai că mă uit eu atunci.
Păi și eu sunt la bibliotecă cu tine acum. A, ok, vezi că trebuie să fie pe laterale niște din astea, niște dulăpioare. Am deschis 4 sertare de nimic. Bun, alea le-am deschis și eu în partea cealaltă. Aolo, a aruncat cineva, tu arunci, bă? Nu. Bă, ți-o fura cineva identitatea. Dă-i în el, dă-i în el, dă-i în el, dă-i în el. Dă-i în el. Au, că m-au prins, dă-i în el. Aolo, ți-o furat identitatea, nociv. Era cu numele tău. Oh my god. Mamă, ce... cum poți să furi identitatea? Poți să-ți alegi un spell al vecinului și furi identitatea copiilor. Îi fură și numele și înfățișarea. Da, doar noi mai eram. Ai de capul meu. Mama mia. Aolo, chiar asta, stai. Aia era Martin ăsta. Că mai eram doar eu tu și cu Martin în lobby. Ticălos, o și ieși. Da, bă, era Martin, bă. Ce ticălos. A, uite, keycard-urile le-am dat off. Bun, așa. E ok, ce știi, probabil acolo sus îți trebuie un alt keycard. Sau poate nu-ți deblochează partea de sus. Hai să vedem cât de repede putem scăpa, bă. A, dar puteam să trag cine bună, puteam să trag cu... Aveai praștia, da. Ai, ai, ai. M-am speriat, am aruncat cu tot ce-am... De ce m-am întors și te-am văzut pe tine? Că mi-a aruncat cineva și mi-a spart oala din cap și m-am întors și am văzut nociv că scria numele, că aia e faza, că îți fură și numele și înfățișarea, știi? Și n-ai mai, nu te mai gândi că... Da, nu m-am gândit și dintr-o dată nu m-am văzut că se transformă în vecin și mi-am dat seama că m-am întors un pic înspre stânga și te-am văzut și pe tine și am văzut doi nociv. Hai, da, mă, mai intre persoane. Haide! A fost fain meciul. Da, asta chiar a fost super. N-am reușit să-i facem prea multe farțe, că ne-a prins el, ne-a făcut el o farță nouă. Vecinul nemernic. Bă, dar de ce nu intră lume, bă? Ia uite, off. Uite, poți să pui și câte din astea să fie, bă, câte lacăte. Sunt 6. Da. Vezi? Câte să pun? Pun 4? Da, poți să pui 4. Așa, ca să fie puțin 3, mai da, ușor. Da. Nu, că 3 e prea ușor deja. Da. Dar la 4 e ok, zic eu. Da, nu, hai frate, players. Oameni, nu mai intră nimeni, mă. Ia uite, players names off, poți să scot numele player. Aolo, așa o să fie mai greu. Nu, asta o să facem pe un alt episod, fără nume. Dacă vreți să facem fără nume un episod, să scrieți acolo în comentarii și practic nu o să mai îmi dau seama cine e nociv niciodată. Și nici eu cine sunt eu. Te pot minți că sunt oricine altcineva. Da. Mamă, chiar o să fie și mai chiar. Bă, dar nu mai intră și te-am niciunul acum. Dar nu știu ce se întâmplă. Mi-a distrus lobby-ul ăsta, cred că nu mai gata. Hai să ieșim și mai facem încă unul, refăl. Hai să le facem. A, și-au pus ăștia numele, hello. Am ieșit de tot din joc, forță! Forță! Da, las că oricum intru în 3 secunde. Ce am vrut să zic, eventual să facem un server din ăsta unde să scrie best team sau ceva. Și pune un nume din ăla așa atrăgător. Să vină rapid, bă. Molani, bine? Da, mă, să vină rapid. Bă, languages. Tâmpenii, holograf, toate nebunile mi-arată. Poți să selectezi și limba, nice. Secret neighbor. Space to continue. Acum ați intrat? 10 ani până intru, da. Ok. No problemo, amigo. Custom, no password, create server, scrie aici best players. Așa, best players, așa, mă. Create. The server name you enter does not... characters are not allowed. N-am voie space. Uelo. Best players, legat. Așa, mă. Bine, a scris best player, în fine, nu mai contează. Păi ok și așa. Hai să vedem dacă apare acum. Cei mai buni? Încă nu apare. Key cards off. Oh, da, best player scris. Gata, uite, da. Gata, am dat. Forță. Key cards off. Bun, ok. Uite, ia uite. Suntem în regulă. Random players on. Pune on. Random players. Nu știu care e faza cu random, hai, frate, cu random players, intră? Da. Vlad, ăsta e român, mă, pun pariu. Vlade, Puțanu. Nu da, păi ieși. Să nu iasă Vlad. Au venit capitanul, bă, am mai jucat cu capitanul. A ieșit Vlad și capitanul. Da, mă, ăștia tot ies, mă, și se duc la alții, mă, unde e mai multă lume. Bă, da, tot Puțanu, la noi ajung, bă. Tot la noi ajung. Haideți, încă o tură. Încă o tură să mai vină. De frică, suntem prea buni. Ia să vedem. Și tu ai skin-ul ăsta de clovn. Da. Was nice. Mamă, și poți să pui și trepuri cu vecinul. Bă, și ai LED, bă, nu ieși, bă.
O intrat cineva? Da, a ieșit. Am înțeles. Stătea așa cu mâna la gură, era așa gânditoare și a zis, să ies, să nu ies. Și a ieșit. Da. Oh, ia uite, ori intrat acum a doi. Elias. Bun, dai start, dai start. Ăla-i, e bine și așa în patru. E bine și în patru. Am șanse mai mari să fiu vecinul. Oricum îți mai puține lacăte, deci e ok. Da, da, doar 4 lacăte. Adică minus 2 playeri, minus 2 lacăte. Exact, suntem ok. Da, e la fix. Da, bun, și acum parcă văd că eu-s vecinul. Pune-mă pe mine, vecin. Bă, gami, ai bă, eu-s copil, bă. Hai pe dreapta, pe dreapta, pe dreapta. Tot pe dreapta? Da. Ok. Hai să blochez ușa. Am blocat ușa. Aici sertare, unde sunt dreapta? Și în dulapuri, vezi că și în dulapuri sunt cheițe. Nu doar în sertare. Da, da, da. În toate dulapurile, deschide orice. Și aici ce? Uite bă, dar nu putem ieși pe aici? Am ieșit prin garaj. Pe unde? A, pe merge, da. Da, acolo ieși afară, nu te aștept cu nimica. Ok, deci ne trebuie 4 chei, dar nu m-am uitat ce culori. Mă duc să mă uit? Nu știu ce contează, important e să găsești orice cheiță. Ok. Păi nu, că dacă, de exemplu, da, poți să găsești și dublură, dar important e să găsești măcar una. Că s-ar putea să nu găsești niciuna tot meciul. Am un avion în mână. Un avion? Avion. Cu motor, du-mă și pe mine în zbor. Bă, cineva a fost aici sus. Posibil, da. Mamă, deschide, mă. Avem pe aici. Eu n-am găsit încă nimica. Ai găsit vreo cheiță, ceva? Nu, că da, oricum se aude, nu? Când... Uite, am găsit una. Păi bine, auzi tu, gen, doar. Am găsit una, am găsit una. Oh, forță. Du-te și pun eu. E albastră. Mă duc la ușa. Eu nu știu unde sunt. Unde e ușa? Aici e ușa. Nu știu pe unde sunt eu, sincer. Pe aici nu cred că a mai fost nimeni. Nu par a fi deschise astea. Ok. Ia. Yeah. Dar văd nici nu sunt la, ba dai un lacăt albastru, uite acum îl deschid. Oh, nice. Da, acum am auzit. Bă, eu sunt acum la bibliotecă. Dacă te întrebai unde sunt. Eu caut pe aici. Ah, cineva a picat, s-a prins vecinul. Nu știu care e faza. Ceva se împlântă. Pe unde ești tu? Eu nu văd nimic. Era unul pe jos. Eu sunt la etaj. Oh, e lângă mine, e lângă mine. Unde, unde? Mama mia. E lângă mine vecinul, trebuie să fug acum, unde ești? Eu sunt la bibliotecă. E vecinul la bibliotecă, bă, fugi! Hai să ne întâlnim la ușa cu lacăte. E vecinul în bibliotecă, sau tu ești vecinul, ticălosule? Unde mă, eu sunt la bibliotecă. Hai mă, lasă vrăjeala, tu erai vecinul? Eu sunt la bibliotecă, bă. Pe bune, tu erai vecinul, ticălosule. Bă, ratonule, eu sunt la bibliotecă. Nu, cred că eu eram la bibliotecă. Sunt la bibliotecă. Caut pe aici, pe insertare, sunt toate deschise. N-aveai cum, că era vecinul deasupra. Am deschis un lacăt, boss, albastru. Tu ești vecinul. Recunoaște. Iau! Nu, cine era vecinul, bă, ce ticălos, bă! M-a prins, bă, ticălosul, bă! Hai să-i prind și pe restul copiilor. Hai de capul meu. Uite, game level, ce naiba? Asta. Bă, ce m-am mințit, bă, ticălosul. Da, mă, de acolo ții putere de la alea. Le vezi pe hartă, ți arată așa un... Da, fii atent, bă, eu mi-am luat o chestie să mă transform în obiecte, dar nu știu cum. Păi dai click pe ele. Păi dau și nu se întâmplă nimic. Ba da, trebuie asta să dai pe un scaun sau ceva. Și te faci scaun. Sau trebuie să te uiți la el, nu știu exact cum e. Mă, uite, o aruncat cineva după mine, cred că. Bă, nu merge. Ba da, sau ai buton, vezi, n-ai buton da, acolo. Uite pe F, da. Sunt un nimic. A, da, ești o din asta, o sticlă de ceva. O un butoi din ăla, un borcan. Din sticla, salut frate. Cum l-ai prins pe ăsta? Mamă, că-s pe tine acum, mă uit. Salut Drake. Mama mia. Îți doar o floare. Da, da, ai mustață. La floare nu știu dacă spune mustață. Dar la unele ai mustață și se vede mustața. Frate, sunt o floare. E aici, e aici, ala. Uite la cum mai bine. Sunt doar o floare. E la bibliotecă? Nu, îl văd, uite, îl văd acolo. Da, da, da. Ce cu floarea asta aici? Bine, bine, bine. Transformă-te și dă eu.
Cum l-ai prinsă? Mama mia. A, gata jocul? Cred că da. Da, ai câștigat tu. Bă, ce ticălos. La mine nu-i corect că m-ai mințit. Ai zis că nu ești tu vecinul. Și m-ai prostit. N-am mai promis, bă. Bă, ce ticălos, bă. Da, a fost fain, recunosc. Ai, 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 da, m-ai prins, ce să zic. Dar mi-am dat seama că ești tu, pentru că la bibliotecă ai zis că ești și era doar vecinul sus. Deci era logic să fii tu. Dar am zis că poate faci mișto sau ceva și de fapt erai pe jos pe undeva. În fine. Ai, 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 super tare. Poți, Caterin, că stai să mai dăm una, nu? Mai dăm una, sau? Nu mai, nu mai, pe următorul episod. A, ajunge? Da. A, bine, atunci vă mulțumim, eu încheiat în glorie, vecinul nociv câștigă. Susținere din aia blană cu like-uri, comentarii, share-uri, acolo toate cele cu lonțopel. Și la mine și la fratele Houdini aveți primul link din descriere să-l susțineți și pe el. Și cam atât a fost, vă salută vecinul nocivan. Să nu uitați și de un follow pe Instagram, houdini.insta și nociv.insta. Iar noi ne reauzim pe următorul episod, pa, pa! Pa, pa!